Transportul cu animale vii este suspendat pe perioada caniculei. În cazul în care nu se va respecta această măsură, se anunță cele mai aspre sancțiuni. Transporturile de animale efectuate pe distanțe lungi se vor relua atunci când temperaturile exterioare de-a lungul întregii rute a călătoriei planificate vor scădea sub 30 de grade. Trebuie să precizăm că în această perioadă, datorită temperaturilor crescute, revenim cu informații privind interzicerea transporturilor de animale vii, transporturi autorizate. Deci orice transport trebuie să fie autorizat, trebuie să obțină aviz interjudețean în cazul transportului care se realizează la nivelul României, iar în cazul când transportăm animale în afara țării, se face o notificare și se eliberează un certificat sanitar veterinar de transport comunitar. Călătoriile rutiere de scurtă durată sunt permise doar atunci când acestea se desfășoară în cursul nopții sau în primele ore, cu creșterea spațiului alocat pe cap de animal și cu limitarea cât mai mult posibil a duratei călătoriei. În această perioadă se recomandă ca animalele să fie transportate doar dimineața și după ora 9 seara, atunci când temperatura scade sub 30 de grade, iar suprafața trebuie să fie mult mai liberă, animalele trebuie să aibă spațiu mult mai mare, să avem grijă cum le, în cazul mijloacelor de transport, cum le adăpăm, cum le furajăm, astfel încât să ajungă sănătoase la destinație. Ținem să precizăm pe această cale că în toată România și la noi în județ, în această perioadă sunt controle cu ajutorul IPJ Mehedinți, controle care vizează în special modul cum transportăm aceste animale, condiții. Camioanele cu oi și taurine, care aparțin unor operatori economici, au fost văzute de organizațiile de protecție animalelor care au intrat în aceste zile în portul Midia și au descărcat animalele în navele care se aflau acolo.